Mergem mai departe și iată că după 2 luni și jumătate în care i-a încântat pe americanii cu muzica lui, Marius Mihalache e aici bucuros, cu povești noi, cu o interpretare de excepție să ne-și cânte și vine cu Arabela, soția lui, cu Marius, Lorin Mihalache, adică toată familia lui e alături de noi. Mamă, ce, bă, da, deci voi când vă ia, de, stați unul lângă altul, așa? Deci unul și-a făcut freza pe dreapta, unul pe stânga. Parcă ar fi băiatul meu. Da, parcă ar fi băiatul meu. Adică sunteți certați? Da, da, da. Unul stânga, unul dreapta, faceți-o la fel. Nu, 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 îți cer altul să fim așa. E bine. A, și, deci cum, stă mai bine așa pe dreapta sau pe stânga? Oricum o fi, numai să fie, știi? Trebuie să fie, da? Perfect. Vă rog frumos, luați un loc pe canapea. O familie talentată, familia lui Marius Mihalache. Lorin, ia un loc aici, că te știu de când erai mic. Iar acum am înțeles că ai ajuns la școli înalte, în America. Da, da. Ia-ți povestește, tată, unde ai fost? Și că fost te-a prins bine că ai venit la noi la emisiune. Să păi ți-am purtat noroc. Foarte. Zim. Am fost la New York. Da, și? Am stat câteva zile acolo cu ai mei. Și m-am pregătit pentru examenul de la Berkeley. Să știi că ai foarte mulți fani la New York, ai foarte mulți fani, să știi că se uită la tine, la emisiune. Da, 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 da. Salutăm pe prietenii noștri din America, cei care se uită special la special de la New York, da, toți prietenii noștri. Eram da? Într-un parc, trebuie să spun asta, eram în parc cu Emily și a venit la mine un domn care era evident român și îmi spune, te cunosc, te-am văzut la Măruță. Yes! Asta mi-a atins scopul. În America, New York, vă dați seama. Ciucă, vorbește America de noi, bă, vorbește America. Am ajuns mari. Și stai că și Statuia Libertății se uită la noi? Sunt convins. Bun, stai că omul ăsta a fost totuși la o școală la care... ai intrat și una dintre cele mai prestigioase facultăți de muzică din lume, așa nu? E, da. Da, așa e. Nu vreau să mă gândesc câte emoții am avut în ziua aceea. Și mă duc cam pe 10 august am avut examenul. Am fost acolo 2 ore înainte de audiție, da? Să mă pregătesc, să mă încălzesc, să... La Berkeley, să da? Să mă pregătesc la Berkeley, da, în Boston. Și cât o să fie școala asta? Când încep? Da. În ianuarie. În ianuarie încep 4 ani de zile. De, iar și depinde de fiecare student. Dacă ești bun și înveți și iei creditele bune, dacă le termin mai repede, poți să faci mai repede, poți să faci și în 3 ani sau în 2 ani. Da, am înțeles că acolo a fost concurența atât de puternică că au venit elevi din toată lumea, nu? Da, da, au fost și din China, din majoritatea din Europa. Și... Da, da, stat afară. Nu vrei să știi cum eram afară. Aoleo, Doamne. Am fost... La audiții, ce te-am întrebat? Am... Ce te mai întreabă pe la Berkeley? La... Despre la funcțiile armonice l-am întrebat, despre scările lasă modale. Lasă-mi să vorbească când ai fost tu la examen. Zilor. Mi-a dat o piesă la alegere, da? Să cânt. Făceam și noi față. O piesă la alegere, da? Da? Și să cânt niște ritmuri cu ei. Ritmuri în generale, rock, jazz, swing, aha, funk. Și ai făcut praf și oamenii au zis gata, ești admis. Da, nu? Ceva de genul, cam așa. Ți-au dat rezultatul pe loc? Nu, după o lună de zile. După o lună ți-au da. Spus că ești admis 15... la cea mai prestigioasă facultate da. Din pe 15 lume. Septembrie la ora 2 noapte. Uite-te, când erai pitic, de atunci erai talentat. Erai aici la noi la emisiune, la Buftea, uite-te. Aleu, Doamne! Ăla care băteai la tobe, ești tu acum 12 ani de zile, uite-te. Deci acum 12 ani de zile, băiatul ăla talentat, oameni buni, a ajuns la cea mai prestigioasă facultate de muzică din lume, la Berkeley. Acolo am impresia că a fost și Bubu Cernea, nu? Da, da, acolo a fost și Bubu Cernea și Damian Drăghici au da. Trecut pe acolo. Da, da. Perfect, da, oameni talentați, uite-mă. Superb, ce să zic, să-ți dea Dumnezeu sănătate, deci te muți în America. Da, în ianuarie... Sunt out. Deci în America. Spune să nu-l examenul complet pe care l-ai avut, că ai avut și citire la prima vedere, da, să nu creadă oamenii că doar ai dus, ai dat da, în tope da, și da, gata. Nu, am avut și citire analiză la prima vedere, analiză pe o piesă, auz. Auz toate, adică tot ceea ce ține. Adică armonii. Da, am înțeles, e băiat deștept, știm asta, am înțeles. Și am înțeles că voi vreți să mutați în America? La voi se uită foarte multă lume și trebuie să știe în ce constă examenul de la Berkeley. E una dintre cele mai prestigioase facultăți, cum ziceam, de muzică din lume. Chiar cea mai bună școală de muzică din lume, mai ales pe muzică contemporană, atenție. Tot ceea ce ține de... Iar acolo, ca să intri, e foarte greu. E foarte greu și să intri și este și mai greu să termini. Asta pot să-ți confirme cei care au trecut pe acolo. Perfect. Iar voi vreți să vă mutați în America?
Pentru că și nu știu dacă cu mutarea Emily, asta mai e. Emily, ce faci, prietena mea? Emily, a spus că Emily? Te-a cucerit. Da. Emily, vreau să o salut pe Emily, prietena mea. Are 4 ani acum, nu? 4 ani și jumătate, da. Mai crescut. A zis că pe tine te-a cucerit și rămâne cu prietenele ei. Da. Nu vine astăzi la tine. Am înțeles. Că știe că tu o iubești și Emily, nu mai are ce să mai cucerească la tine. Data viitoare să vii. Da, am înțeles că se mută și ea în America? Da, da, da. Începe școala în America, nu? Începe școala, da, la 5 ani. În America la 5 ani se începe școala, deci îți dai seama ce o să fie acolo pe capul deci, nostru. Deci, practic, vă mutați în America. Da. Asta se întâmplă, nu? Da, este, tot facem este drumul foarte, ăsta. Foarte greu să iei o decizie în momentul când ești foarte ancorat în piața din România și din Europa, unde primești tot timpul oferte, tot timpul spunem că plecăm pentru plecăm să rămânem definitiv, să ne și tot timpul vin oferte și mai mult de o lună, două nu putem sta acolo, că da, trebuie să venim. Să vă duceți să rămâneți mai mult în America, mai mult timp, pentru că uite, Lorin e la a căzut Nicolaina? Lorin e la facultate la Berkeley. Emily merge la școală, iar tu ești un om care atât de talentat ești, cu țambalul tău poți să cânti oriunde, ai cântat la Scala din Milano, ai cântat peste tot, nu? Da, așa e. Ești bine primit în toată lumea, asta, asta e adevărul. Ai o soție talentată, așa că ce contează? Da, suntem păi așa, cu un picior știi? Pe... Cum are pe mine. Adevărul că l-ai pus pe drumul cel bun, că a avut niște momente de rătăcire în viață la un moment dat. Așa e, da. A avut niște momente da. De... E, parcă tu n-ai avut. Da, toată lumea. Toată lumea am avut. Toți am fost rătăciți la un moment dat. Și eu mă bucur că sunteți aici pe canapea și că, uite... Și noi ne bucurăm. L-a schimbat canapeaua și da. E una foarte, foarte frumoasă. Este. Mulțumim mult. Când ai fost mic, ai stat pe Hipili, ca să dai seama că o să arătăm imaginele astea cu tine peste alți 12 da, ani. Da, 12 ani pe canapeaua asta. Da, cine știe ce mai fi. Poate suntem noi în state atunci. Cum? Poate să facem noi emisiunea în state. Bă, că îmi place că ai început să gândești. Deci tu zici că ne transferăm în America la televiziune? Cum ar fi? Și rămân eu aici. Cum? Și rămân eu acolo. Nu rămâi, mă, mergi cu noi. Exact. Bine, mă. Avem nevoie de figurație și acolo. Bravo, cântă, foarte ne bună. Ne mutăm în America, oameni buni, cu emisiunea. Bă, mergem la, găsim noi. A ieșit Jay Leno la pensie, cineva trebuie să ia loc. Yes, of course. Haideți să vedem, ce nu vă place în America? N-are nimic. Că ce vă place, am înțeles. Nu știu, chiar ce ne place mirosul care în ultimii 2 ani cred că a venit. Se fumează foarte mult. Nu trebuie să spunem. Doar se fumează, doar atât am spus. Se fumează foarte mult. Pe străzi se vede. Pe străzi, da, și miroase, nu știam ce cum mirosul ăla, așa credeam că e un miros de curry, de ingrediente și până la urmă a venit. Se fumează ceva greșit. Da, care acolo e liber. E tolerat acolo. E foarte tolerat și se fumează foarte, foarte mult și la din 10 metri te pomenești cu mirosul ăsta care e destul de ciudat, așa. Asta nu-ți prea place, asta nu vă prea place. Asta nu și prea. Și ce faceți? Stați cu chirii acolo, nu? V-ați, Da, toată America asta cu chirii. Și apoi acolo nu. Să țineți spectacole, concerte, cum? Când ziceți, te-ai trezit în America. Da, Arabella a făcut cursurile de management în Statele Unite și ea știe exact ce trebuie să facă. Pe ea trebuie să o întrebi aici că deci ea, ea și v-a dus în America. Da, ea se ocupă așa. Anul viitor pregătim un turneu așa, Canada și Statele Unite și o să vă spunem mai mult atunci când o să fie totul pregătit. Da, pregătim. La un workshop s-a întâlnit cu Jessica Parker, deci trebuie să vă povestească de... Da, femeile acolo sunt foarte bine implementate în toate sistemele astea, știi, de la muzică, la business, la politică, la tot. La politică, la tot, dar și e curentul ăsta care vine, știi, cu promovarea femeii. Ei, și dacă tot am zis că e curentul ăsta, să mă bag și eu, că doar... Că de ce femeie. Sunt corect, nu? Da, și a fost un eveniment foarte frumos, făcut de NBC, unde evident că a participat Sarah Jessica Parker, unde a fost foarte... Adică pentru mine, na, îți dai seama că o vezi... Seriale, da, din... da, știi, să te pomenești într-o dată că... Da. Am revenit, oameni buni, alături de noi talentata familie Mihalache. Aici este domnul Lorin, absolvent, nu absolvent, student. Student. Al cel mai faimoase universități de muzică din lume, Berkeley. Vă rog frumos, priviți-l. Din Boston, să trăiți. Ne bucurăm că suntem contemporani cu dumneavoastră. Aici este tatăl dumneavoastră, domnul Marius Mihalache. Și el un emerist, interpret, muzician, artist, jazzist. Ce mai ești? Ce vrei tu? Ești, bă, adevărul că ești foarte talentat. Mulțumesc, mă. Pe cuvântul meu de onoare, ești foarte talentat și știi treaba asta. Dar ai avut mare noroc cu ea.
Ăsta e adevărul, că degeaba ai tu mult talent dacă n-ai un om cu picioarele pe pământ lângă tine. Să știi că așa e, da. E nu pe bune? Da, serios. Ea este Arabela și are și nume de... Am vârtit inelul Arabela, pa. Păi să știi, da. A făcut o magie, serios. Și da. Se mută în America oamenii ăștia, ați aflat. Emily, fata lor de 4 ani, vreau să o salut. Pleacă și ea la școală în ianuarie. 4 ani și jumătate are, nu? 4 ani și jumătate, în februarie face 5, e numai bine, intră direct în sistem. Sistemul ăsta, da. American, felicitări. Băieți, voi cu ce ocazie pe la noi? Aici, voi pleca și voi la Berkeley sau nu? Voi vă duceți la New York. Aici sunt băieții talentați care cântă cu Marius Mihalache. Exact. Nicolaina, ce instrument avem noi aici? Repede. Ce? Caval. Ce ai zis? Flaut? Așa l-am văzut. Caval ce e? Așa l-am văzut de aici. Da. Numai o secundă pentru a afla răspunsul corect. Cum se ține? Este un instrument foarte vechi, ciobănesc, românesc, autentic, ce se numește caval. Deci un ciobănesc. Un caval, un sunet de caval senzațional, exact, perfect. Foarte bun. Iar aici este prietenul nostru, un om care a venit de mai multe ori pe la noi. Sunt veteranul. Veteranul. El e veteranul trupei, da. Păi și când pleacă oamenii ăștia în America, ce faci? Mă duc după ei. Deci nu rămâne așa treaba. Avem viză tot. E perfect. Ideea e că sunteți foarte talentați și asta e tot ce contează. Vă mulțumesc mult că ați venit. Haideți să și cântăm pe final de emisiune. Okay, iar noi oameni buni să ne întâlnim pe Instagram. Zi. O să vă cântăm Săftița, o piesă care face din proiectul, face parte din proiectul nostru mult mai amplu pe care Săftița. Spectatorii îl pot vedea la Teatrul Național din București. Mai spune tu de Instagram, de Facebook, de ne găsiți celelalte. Acolo pe Instagram, pe Marius Mihalache Oficial, pe Facebook la fel, suntem acolo. E perfect, deci pentru fanele lui Marius Mihalache ați aflat cine gestionează contul de Instagram. Da. Eu, dar eu le răspund. La Teatrul Național și la concertele noastre, dacă ne urmăriți pe Facebook, o să vedeți exact unde să cântăm. Săftica! Săftica, nu Săftica, Săftița. Săftița e o localitate aici lângă București. Să ai baftă. Iar noi ne vedem, oameni buni, mâine de la ora 3 până atunci pe Instagram, pagina mea, Cătălin Măruță. Sunt prezent acolo! O seară frumoasă în continuare și ascultați, sunt mega talentați. Albă de mărgărita, crește-a-ntr-o zi cât